Superliga vă este oferită de Superbet. Bănoiu, pasă în care eu nu cred că a fost offside. Să vedem centrarea destul de bună pe bara a doua. Ona scoate la șut. Aici se va vedea mai bine. Ona n-a fost prea sigur pe execuția cu piciorul stâng și a hotărât această pasă, da, e bine puțin, încearcă să-l depășească pe Onea, reușește acest lucru și pasa e foarte bună, Kipciu, și apoi vine acest șut. Na, e posibil să și cam îndepărtase puțin mingea Alex Kipciu. Și promițător al Crujerilor, din nou Iani Stoica încearcă șutul, mingea se oprește. Ho-ho! Săpunaru. Să facem puțin haz de necaz. E un joc în care sunt Ioniță, Ioniță încearcă să-și pregătească un șut. Vine Ona din spate. În plasă mai bună în jumătatea adversă. Bun, această pasă peste defensiva Rapidului. Oancea, tackling, fază, îi se confirmă acest lucru. De aici pare intervenție pe minge, chiar dacă e un atac cam disproporționat. Aici pare foul clar. Ia să vedem ce decizie se dar. Ia să vedem, aici se vede mai bine. Foarte bună recuperarea Rapidului și pasa pentru Costache! Pentru Rapid, după această pătrundere a lui Pănoiu, foarte bună. Iată, când vine și Pănoiu, când e și Costache, aștepta, iată, acolo și Ioniță. Exact ce spuneam mai devreme. Rapid, cred că își respectă că fac acest lucru. Minge deviată, scoate Moldovan. Var, vom încerca și noi să ne dăm seama despre ce e vorba. Poate un hands, deși Ioniță se ferește. Greu de spus, dar pare, din această reluare, pare că îl lovește în spate. Și mi-e greu să cred că se va da hands, pentru că totuși se ferește. Și dacă îl lovește în braț, dacă nu l-avea depărtat. Ona pe jos. Ază foarte, foarte periculoasă. Minge scoasă pentru Pănoiu. Oh, și apoi un șut deviat. Eu cred că da, Kipciu este cel care nu. Ilie, da. Ilie este cel care blochează poate cel mai periculos șut. Superliga vă este oferită de Superbet.